Surpriză neașteptată pentru o pensionară în vârstă de 77 de ani din Iași, care s-a trezit în curte cu doi polițiști locali. Aceștia veniseră să-i înapoieze portofelul cu peste 400 de lei, bani de la care femeia își luase deja gândul după ce-i pierduse în piața Nicolina. Polițiștii locali care patrulau prin piață au văzut portofelul căzut pe asfalt, l-au luat, iar în interior au găsit mai multe bonuri, câteva bancnote, dar și numele și adresa pensionarei. Supărarea unei pensionare din Iași s-a transformat în bucurie atunci când banii pe care îi pierduse i-au fost aduși acasă. Femeia a rămas fără portofel în timp ce era în piața Nicolina. Ea credea că i-a fost furat pentru că, după cum a spus, nu avea cum să-i cadă din geantă. Am vrut să intru în magazinul ăla. Am intrat, de fapt, să iau niște cărnați. Cum fac oamenii cu asta, dacă l-ai de unde? M-am învârtit pe acolo, n-am acasă. Polițiștii locali au găsit însă portofelul pe asfalt. Ei presupun că acesta a fost furat, dar că hoțul, văzându-i, l-a aruncat. Noi am găsit numele dumneavoastră, doamna Foirariu, da? Da. Noi l-am găsit în zona pieții. Ce sumă de bani ați avut? Dar cine l-a găsit? Noi l-am găsit. Da. Cine, ce sumă de bani ați avut? 400 și eu știu ceva mai mărunt. Da, da. Că am avut 5 și eu am cheltuit. Noi v-am găsit banii. 100, să zic așa. Da. Atâta am avut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da? 400 de lei, plus... Da, și mă rog, ce-am văzut. Asta mă rog, care ați avut dumneavoastră. Da, da. Vă rog frumos, pe viitor, să aveți grijă. Eu nu știu niciodată, n-am făcut așa. Tot în această lună, polițiștii locali au înapoiat unui ieșan aproape 2500 de lei și mai multe documente. Omul avea banii și actele într-o sacoșă și mergea pe stradă când i s-a făcut rău. Polițiștii locali l-au găsit căzut pe trotuar, așa că au chemat ambulanța. Bărbatul în vârstă de 77 de ani a fost dus la spital, însă bunurile au rămas în grija oamenilor legii, până când pensionarul s-a făcut bine și s-a întors acasă.